este un moment important pentru noi din sectorul 3. Este un mare pas înainte pentru ce ne-am propus, și anume un oraș inteligent, o primărie inteligentă. Am început deja și acum facem evenimentul de inaugurare a acestui proiect, și anume certificate de urbanism online. Asta înseamnă că cetățeanul nu trebuie să mai vină la primărie, nu trebuie să mai iasă din casă, să se deplaseze prin trafic, să mai genereze trafic ca să ajungă la primărie, pentru a depune documentație și pentru a veni să ridice și pentru alte detalii și alte completări și așa mai departe, pentru că totul se întâmplă virtual, se întâmplă online. Am ajuns să facem acest lucru, ne-am pregătit, iată-l realizat. Noi încercăm să informatizăm cât de mult putem, pentru că nu e doar o chestiune de confort pentru cetățean, evident că asta e principalul obiectiv, dar este și o eficiență a instituției și o scădere a costurilor. Tot ce se întâmplă online pentru noi ca instituție este mult mai ieftin și e mult mai eficient decât varianta cu să ne deplasăm pentru aceste hârtii și aceste teancuri de maculatură. Pentru certificatul de urbanism, cetățeanul, atunci când intră în platformă, îi se solicită un anumit, practic, inventar de documente care trebuie să-l urce. Parte din ele trebuie să fie semnate electronic. Documente care mai apoi ajung la direcția de specialitate din aparatul primăriei. În prezent putem elibera certificate de urbanism, prelungiri de certificate de urbanism și prelungiri de autorizații de construcții. În următoarele 30 de zile lucrăm pentru alte seturi de documentații ce țin de taxe și impozite, de autorizații de la poliția locală, avize de funcționare și așa mai departe. Și depunerea și eliberarea vor putea fi făcute online. Practic, cetățeanul nu vine la primărie absolut deloc. El depune online, le primește online înapoi în platformă. În momentul în care sunt gata, primește un mail de confirmare. Taxele care se plătesc pentru eliberarea documentelor se pot plăti online. Se atașează dovaza plății în momentul în care ni se trimit documentele. El pe platformă are niște pași de urmat, iar noi, ca să putem să-i procesăm documentele, trebuie să aibă inclusiv acea plată făcută.